Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Ne aflăm în localitatea Fundulea și stăm de vorbă cu domnul inginer Gabriel Achim. Bună ziua și vreau să vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați primit aici la dumneavoastră în pepinieră. Bună ziua și bine ați venit la noi în pepiniere. Domnul Achim, aveți locul ăsta pe care l-am descoperit cu ceva vreme în urmă și ați reușit să creați aceste pepiniere de unde? Cum ați început? Ce v-a făcut să deschideți un astfel de business și mai ales dacă înainte de a vă apuca de plantat și pregătit material săditor pentru mur și zmeuri, aveați o legătură strânsă cu agricultura? Da. Am început în ultimul an de facultate, eram la licență, se împărțeau pliante pentru lucru afară, ce am găsit, ce mi-a convenit și m-a surprins așa. M-am plecat în Polonia, la o pepinieră de arbuși fructiferi de vreo 40 ceva de hectare. Acolo m-am îndrăgostit, să zic, deja eram îndrăgostit de agricultură venind din zona rurală, din Fundulea, dar eram mai mult pe cereale foioase. Și lucrând acolo undeva la aproximativ 6 luni de zile, am lucrat numai pe irigații și pe tratamente arbuși fructiferi. M-am reîntors, deci am plecat în vară și m-am reîntors undeva până în sărbători. Chiar am venit cu soția imediat aici și i-am zis, uite, aici va fi pepinierele Fundulea. Un pic sceptică ea, da? Dar m-a încurajat și am plecat în primăvara anului viitor. Am plantat primul hectar de arbuși fructiferi la Fundulea. În ce an ați început? În 2008 am început și în 2012 a început pepiniera să producă material săditor certificat. Ați căpătat experiență atât pe băncile școlii, pe băncile facultății, dar și văzând ce se întâmplă în alte pepiniere, ați adunat informația, ați procesat-o, ați prelucrat-o și implicit ați reușit să faceți lucruri de calitate. Spuneați dumneavoastră că ați început cu un hectar, nu? Asta a fost terenul pe care l-ați avut la dispoziție. După acest hectar, la câte hectare ați reușit să ajungeți și, totodată, pentru cei care se gândesc să deschidă o astfel de afacere, cât de greu a fost să cultivați respectivul hectar și să-l faceți și productiv? Ușor n-a fost. Aici avem la pepinierele Fundulea o suprafață de 42.000 de metri pătrați, 4 hectare 200. Am început pe un hectar din cauza bugetului limitat. Am început pe un hectar, încet, încet, în următorii 2 ani de zile ne-am extins până la 42.000 de metri pătrați. Domnul inginer, iertați-mă, vreau să profite și cei care se uită în fața televizoarelor de experiența dumneavoastră și totodată să facem și câteva calcule economice. Ați început cu un hectar. Despre ce investiție a fost? Sunt convins că mulți care urmăresc acum ceea ce discutăm noi aici, poate vor deveni și dumnealor cultivatori, producători de material. Prima oară când am început am avut disponibil aproximativ vreo 8-9.000 de euro pe care am investit în plante, ulterior s-a investit și în sisteme de susținere și în ceva depozite pentru utilaje, un tractoraș, însă pe parcurs suma a depășit suma de 8-9.000 de euro, a trebuit să reinvestim, pentru că asta e o cultură, vrei din ce în ce mai modern, vrei alte sisteme, vrei... Deci, cred că undeva la 5-6.000 de euro un hectar modic, orice producător poate să cultive asemenea arbuși de fructiferi cu 5-6.000 de euro. De început. Ulterior, normal că trebuiesc utilaje, trebuie pompe de stropit, tractorașe. Deci pe parcurs trebuie. Trebuie susținut până la undeva la 10-15.000 de euro ca să-l aduci la cheie. Însă, cheia arbușilor fructiferi, ei nu au nevoie din primul an de susținere, nu au nevoie de irigație din primul an. Toate vin pe parcurs. Dar trebuie să ai suma necesară. Spuneați că ați început cu un hectar, cu suma asta de aproximativ 9.000 de euro și de aici lucrurile au început să se dezvolte, ați ajuns la 4,2 hectare. De unde ați luat materialul săditor pentru început?
primele soiuri apărute aici în pepinierele Fundulea au venit de la Institutul de Cercetare de la Măgurele, după care alte plante bază, mame, au venit din Polonia, deci din Polonia și din România. Sunt plantele noastre, soiurile noastre certificate, care le producem și le multiplicăm aici în pepiniere. Ați luat legătura probabil cu un producător polonez care v-a ajutat, v-a îndrumat, ați reușit să le aclimatizați? Dacă am lucrat acolo, deja aveam cunoștințele, aveam nevoie nu de puiet, aveam nevoie de bază. Baza din care se produce puietul certificat. N-a fost foarte ușor la început, n-au avut o rată foarte bună de prindere, deoarece clima nu era asemănătoare. S-au aclimatizat pe parcurs, din ce în ce mai bine. Momentan avem un randament foarte bun de prindere la materialul nostru săditor. E aclimatizat, e în România din 2008, adică are 11 ani anul ăsta de când se produce la noi iarbă și fructiferi. Eu zic că destul de aclimatizați. Spuneați dumneavoastră că n-a fost soția foarte încântată la început sau nu că n-a fost încântată, era oarecum sceptică dacă afacerea asta va funcționa. Știu că lucrați împreună cu familia și cu încă 2-3 oameni de aici din zona Călărașului. Da, n-a fost încântată, dai seama să aduci fie soția, fie o persoană și să-i arăți un teren pe care era porumb, mălai, cum îmi place mie să zic, să zici, uite, aici o să facem așa ceva, pe o suprafață așa de mare. Era și puțin speriată pentru că investiția nu era una foarte mică, dar m-a susținut. Automat a fost prima impresie care i-am lăsat-o. Un pic poate nu a văzut totul roz, dar pe parcurs și-a dat seama că ce am făcut noi am făcut bine. Ulterior, automat și-am mai spus-o, având nevoie de oameni, de încredere, mi-am adus și părinții, pentru că cred că orice copil care poate să-și susțină părinții, nu neapărat să-i susțină, le poate oferi un loc de muncă bun, de ce să nu apelez la ei și să angajez pe altcineva? Bun, știu de la tatăl dumneavoastră că vă mai gândeați sau v-ați gândit la început și la o altă afacere. Despre o ciupercărie mi-a povestit dumnealui că a fost vorba. Cu toate astea, ați cântărit bine și ați ales să realizați aceste pepiniere. Înainte să plec în Polonia, fiind de aici, din rădăcini, din Fundulea, mă atrage agricultura, îmi place agricultura, îmi plac tractoarele, chiar dacă de multe ori știm foarte bine problema personalului și a oamenilor. De multe ori când n-am oameni, mă sui pe tractor, nu mă dau la o parte, muncesc aproape cot la cot cu ei. Înainte să plec în Polonia, aveam în gând să facem o ciupercărie. Dar șansa asta și de a pleca în Polonia... Am ajuns acolo, în prima zi nu am muncit, de a doua zi ne-a băgat la muncă. E splendid să vezi 60 de hectare pe sole diferite, cu soiuri diferite, cu utilaje profesionale. Un pic mie mi-a rămas imaginea pe retină, care o am și acum și sper în viitorul apropiat să ne extindem. Nu, într-adevăr, nu la suprafața așa de mare, dar am imaginea, o văd, știu ce înseamnă, știu ce înseamnă florile, știu cum miros florile de zmeur și mur. Adică mi-a rămas întimpărită. Eu deja de când am ajuns acolo la o săptămână, două, deja am făcusem în gândul meu, zic, vreau să fac asta, trebuie să fac asta, sunt tânăr, merge, nu merge, până la urma urmei, ăsta e riscul. Am făcut asta, am învățat și multe din facultate, am învățat și multe din Polonia, însă până n-am dat cu capul într-un șpalier din astea, până nu te lovești tu să vezi cum e, nu răbuvnești. Asta a fost probabil momentul hotărător când v-ați decis să deschideți pepiniera. Haideți să le spunem oamenilor ce soiuri găsesc aici la dumneavoastră, pentru că am văzut că aveți o gamă destul de diversificată. Da, avem în pepinierele Fundulea se produc 7 soiuri de zmeuri certificate, 3 soiuri de mur certificate fără spini și 2 soiuri de coacă certificate. Tot materialul nostru este certificat. Asta ce înseamnă pentru cel care dorește să vă caute, să colaboreze cu dumneavoastră? Asta înseamnă că avem soiuri care produc și pe perioada verii, avem soiuri care produc și pe perioada până aproape de iarnă, avem soiuri cu fructificare continuă, avem mai multe soiuri variate în funcție de fiecare climă. De exemplu, într-o zonă mai rece, nu este recomandat să planteze un soi foarte timpuriu din cauza gelurilor și a frigului. Deci pentru fiecare județ căutăm un soi care să adapteze cât mai bine vremii. Știu că aveți clienți din toată România. Da, livrăm în toată România, ba chiar ne putem lăuda, dacă pot să spun așa,
ca fiind cea mai mare pepinieră doar pe zmeuri și mur. Avem 42.000 de metri pătrați doar cu soieri de zmeuri și mur. Am înființat foarte multe plantații. Vreau să subliniez faptul că foarte mulți clienți ai noștri știu, în fiecare an oferim cursuri gratuite de inițiere, se țin aici în pepinierele Fundulea în lunile lui iunie. Ajutăm clienții, ne-am făcut și prieteni, ne-am făcut și relații amiciale, prieteni foarte mulți în toată țara. Da, am livrat. Nu există județ din România să nu fi livrat. Oferiți și consultanță celor care vor să înceapă o astfel de afacere. Asta e un lucru bun pentru că fiecare are nevoie de informație și cu atât mai mult o informație venită din partea unui om care știe foarte bine ce are de făcut. Am vorbit un pic mai devreme despre începuturile dumneavoastră în zona aceasta, despre faptul că ați transformat o pasiune într-o afacere. Revenind în prezent, știu că vă gândiți să luați și fonduri europene, v-ați gândit să accesați o anumită sumăsură, un anumit proiect pentru a vă dezvolta. Da, chiar suntem în derularea unui proiect cu fonduri europene. Ce m-am gândit, atât eu cât și soția, am vrea ceva în care să procesăm fructele. O fabrică, fabricuță de siropuri, atât să ne ajutăm pe noi, cât să și ajutăm clienții care au cumpărat de la noi arbuși fructiferi și au poate un surplus de fructe. Cam astea sunt ideile de viitor, suntem tineri, dacă ni se oferă șansa de a apela la fonduri europene, de ce nu? Bun, șansa cu siguranță că vi se oferă, cu atât mai mult că știți foarte bine ceea ce vreți să faceți cu banii respectivi. În urma discuției pe care probabil o veți avea cu un consultant, acesta vă va îndruma pașii către ceea ce aveți de făcut. Am vorbit despre investiții. Ce alte investiții vă mai gândiți să faceți în ferma dumneavoastră, în pepiniera dumneavoastră? Pentru că știu de la alți fermieri, alți agricultori cu mai multă experiență decât dumneavoastră că în permanență e nevoie de investiții, e nevoie să bagi bani atât în utilaje, dar și în oameni, să școlești oameni, să pregătești oameni, să ai personal calificat. Am văzut că lucrați aici cu mai mulți locuitori din zonă, faptul că reușiți să le oferiți un salariu și totodată să îi și fidelizați, cred că e un lucru de apreciat, atât pentru dumneavoastră, dar și pentru faptul că încă mai există producători români care reușesc să-și mențină personalul aproape de antreprenor, dar și lipsa asta de oameni calificați, o lipsă care își pune amprenta asupra business-ului pe care unii sau alții îl fac. Da, într-adevăr, îmi place să recunosc. Pepinierele Fundulea produc aproximativ 800.000 de arbuși fructiferi. N-am cum să-i scot singur, n-am cum să-i scot cu doi oameni. Ei sunt sprijinul meu, chiar ei scot 90% din puiet, chiar dacă și eu sunt lângă ei și îi sprijin și stăm și arăt, îi învăț, majoritatea treburilor ei îl fac. Și atunci când ai un om bun, trebuie să ții de el. Cu dinții, cum îmi place mie să spun, într-adevăr, chiar dacă nu prea mai ai de cine să ții, dar dacă l-ai prins pe omul bun, trebuie să ții de el. Referitor la investiții, având relațiile în Polonia, pe pepinierele unde am lucrat noi, am fost anul trecut în iarnă, anul ăsta n-am ajuns, dar cred că o să mergem anul ăsta, în perioada lui mai suntem un pic mai liberi, îi duc să vadă utilaje de recoltat. Da, într-o asemenea pepinieră, dacă vrei să investești și ai să investești, poți investi de ordine sutelor de mii de euro. Adică vorbim de la mașini de legat care leagă singure, vorbim de mașini de recoltat care recoltează singure, vorbim de bandă de congelare pentru fructele de pădure și de sortare bob cu bob. Adică dacă vrei să o gândești la alt nivel, investiția e destul de mare. Depinde unde te limitezi și unde vrei să ajungi. Bun. Haideți să presupunem că eu aș fi un potențial investitor, un potențial dezvoltator de astfel de afaceri. Ce ar trebui să știu pentru început ca să mă apuc de o astfel de afacere? În primul și în primul rând, care sunt cunoștințele minime de care trebuie să beneficiez
Ați vorbit dumneavoastră despre buget un pic mai devreme, dar aș vrea să discutăm și despre rentabilitate, pentru că orice om care face o investiție se gândește și la un câștig. Da, acum investiția poate să fie de ordinul miilor de lei, 1.000, 2.000, 3.000 de lei, până la ordinul zecilor de mii de euro, depinde de suprafața cultivată. Avem clienți care au înființat culturi și pe 1.000 de metri în spatele grădinii, și pe 3-4 hectare. Acum depinde foarte mult suprafața de teren pe care o ai alocată să faci această investiție. Să presupunem 1.000 de metri, să mergem pentru pe 1.000 de metri. Pentru 1.000 de metri, în primul și în primul rând, avem nevoie de un pH al solului încadrat între 5 și 7,6. Da? Arbuștii fructiferi preferă solurile nisipoase, exclus terenurile lutoase. Da? Pentru 1.000 de metri, investiția ar fi undeva de vreo 2.000 și ceva de lei în material săditor certificat. Ar mai fi undeva la 2-3 mii de lei sistemul de susținere, deci undeva 5 mii de lei, 6 mii de lei, 1.000 de metri îi pune la punct. Dacă un arbust fructifer dintr-un soi, din soiurile consacrate, produc aproximativ 10-12 tone la hectar, asta înseamnă că ne produce cam o tonă pe 1.000 de metri. O tonă însemnând pe 1.000 de metri, însemnând 1.000 de kilograme. 1.000 de kilograme ori un preț de un euro și un pic, ce îmi place mie să, chiar dacă arbuși, chiar dacă fructele de pădure se vând cu 2-3 euro, ce îmi place mie să spun, jumate care îi rămâne producătorului, cultivatorului. Deci dacă îi rămâne un euro și ceva curat, ori 1.000 de chile, are 1.000 și ceva de euro profit la 1.000 de metri pătrați. Într-adevăr, nu e un profit foarte mare. Problema e să știi să te dezvolți, să crești cultura din ce în ce mai mare și, bineînțeles, nu e ușor. Munca în câmp nu e ușor. Cine n-a făcut asta, nu vreau să descurajez pe nimeni, dar dacă n-ai ținut odată sapa în mână, că mai trebuie să pazi, mai trebuie să legați, adică trebuie să fii cât de cât familiarizat. Nu zic că nu poate învăța, poate învăța oricine să facă așa ceva, doar că nu-i va fi la fel de ușor ca unui om sau anumite persoane care vine din mediul rural și care s-a ocupat de agricultură. Bun, din perioada asta până în iarna următoare, e mult de muncă aici în cadrul pepinierei pe care o aveți, pe care o administrați. Vorbeam noi despre faptul că sunteți norocos că aveți cu cine lucra, dar în același timp le spuneam oamenilor că ați reușit să-i motivați pe angajații dumneavoastră să vă rămână aproape. Nu v-ați dat niciodată la o parte de a pune mâna, de a munci cot la cot cu salariații. Nu e o muncă simplă, nici ușoară pentru un tânăr să stea aici în mijlocul câmpului, că asta e adevărul. Poate că mulți ar prefera viața de la oraș, dar satisfacțiile sunt atât materiale cât și sufletești. Vă simțiți aproape de locul ăsta, mai ales că sunteți de aici din Călăraș, ați crescut în Fundulea, îmi spuneați că vă gândiți să vă și reîntoarceți definitiv aici în Fundulea, să vă puneți, să puneți bazele unei case, să puteți să fiți cât mai aproape de business-ul ăsta pe care îl aveți. Spuneți-mi dacă în viitor vă gândiți, ținând cont de terenul ăsta ofertant, să faceți și alt gen de afacere. Da, acest teren am avut și norocul că l-am avut de la părinți, nu că mă atrage, mă ține aici legat, pentru că dacă mi-aduc aminte, din ce mi-aduc aminte în copilărie, tatălui meu, adică bunicul meu, aici avea cereale, veneam cu căruța, știu, mi-aduc aminte din copilărie, nu o să renunț niciodată la ceva. De făcut altceva în afară de domeniul pepinierelor, adică în afară de producția arbuși fructiferi, cu siguranță nu o să fac, adică îmi place asta, o fac. Majoritatea care s-au apucat de aceste afaceri au un drag, dar când te apuci de ele prinzi o dragoste enormă. Dragostea asta cu siguranță că ați moștenit-o de la părinți, de la bunici, așa cum spuneați un pic mai devreme, vreți să o transmiteți mai departe copiilor dumneavoastră? Sper să-i placă ceea ce fac. Într-adevăr, nu e ușor. Munca în câmp, de multe ori, teoria cu practica, adică în teorie e simplă. În perioada 15 februarie, 30 martie sau 15 februarie, sfârșit de februarie, la intrarea în vegetație se stropește cu anumite substanțe, soluții insecticide sau fungicide.
când citești e ușor. Când ajungi aici și mai e și vântul, mai e și frigul, mai e și noroiul, mai e și umiditatea, mai e și așa, atunci un pic teoria cu practica nu e ușor. Munca în câmp nu e ușoară. Nu e ușoară, dar e și plăcută, produce și satisfacții. Vorbeam noi și despre un câștig important pe care îl poate obține cineva care alege să facă o astfel de afacere și îi invităm pe telespectatorii noștri să se gândească la astfel de afaceri, la afaceri de nișă, pentru că o suprafață mică de teren, relativ mică de teren, îți poate aduce un beneficiu important dacă știi ce să faci cu terenul respectiv, dacă te documentezi. Iar plantarea unor astfel de hibrizi poate reprezenta un business de succes. De ce să nu folosești în felul acesta o suprafață relativ mică și să alegi să cultivi, nu știu, păioase, să alegi să cultivi grâu, porumb și așa mai departe, când printr-o simplă ecuație poți să realizezi că e mult mai profitabil să faci așa ceva decât să te ocupi de cultura mare, de cultura vegetală, care se cunoaște foarte bine faptul că suprafețelor mari. Asta e o afacere de nișă, una dintre afaceri de nișă care merg foarte bine pe suprafețe mici, de la 1000 de metri până la 4-5 hectare. Știm foarte bine și mari fermieri știu că foioasele pe 3-4 hectare nu au un randament foarte bun la o suprafață mică. Bun, pe final de emisiune, un gând pentru cei care doresc să deschidă o astfel de afacere pentru tinerii fermieri, dar de ce nu pentru toți fermierii, pentru că se pretează genul ăsta de business atât pentru oamenii care au o anumită etate, dar și pentru cei care sunt la început de drum. Și în același timp vreau să adresați un mesaj și celor care conduc agricultura românească în momentul ăsta. Să începem cu prima întrebare. Aș vrea, în primul rând, să încurajez pe toți care au un vis să realizeze ceva. Fie nu neapărat arbuși fructiferi, fie în orice alt domeniu, dacă au un vis să țină de țelul lor și să se apuce să realizeze tot ceea ce și-au propus, într-adevăr e greu. Le doresc succes. Apropo de greu, vreau să-mi spuneți dacă v-ați gândit de multe ori să renunțați, când a fost greu. Am avut situații în care mi-a fost greu să dau și salariile oamenilor, nu mai zic de mine, că dacă nu le dădeam salariile oamenilor, plecau și atunci se alegea praf. Nu pot să zic că nu m-am gândit la asta, dar ți-am zis, am ceva, niște rădăcini aici, nu știu ce am ceva, nu pot să o las. N-aș lăsa-o, poate aș pleca eu și pe aia n-aș lăsa-o, nu știu. Nu există business, afacere de nișă, de nenișă, fără urcușuri și coborușuri, clar. Acum, după 10 ani de zile, automat, pepinierele sunt pe plus, e mult mai ușor. Începuturile sunt grele, într-adevăr. Deci, dacă vă propune să faceți ceva, dacă ai încredere și răbdare, trebuie să meargă, că dacă te-ai apucat de asta, așa, automat te tentează să te lași. Te lași și atunci, dacă te-ai lăsat, totul e pierdut din secundă. Așa mai ai o șansă. Mai încerci, mai susții, mai te chinui. Asta e. Referitor la oamenii care conduc agricultura, ce să zic, n-aș vrea să critic pe nimeni, nimeni nu-i perfect, nu sunt în situația lor, cred că ne trebuie infrastructură. Trebuie să ajungi repede, trebuie să fii aproape de centrele de colectare, fie că vin de afară, străin să cumpere, trebuie să le oferi infrastructură, să vină, că dacă îl pui să vină pe un drum în care el, de exemplu, 800 de kilometri face în 8-9 ore și știm că vine la tine în 600 de kilometri și face 12 ore, automat atunci el nu mai e tentant să facă. Deci, din punctul meu de vedere, infrastructura, că noi cu ale noastre aici, cu câmpul, cu sapele, cu ce avem noi, cu utilajele, ne descurcăm noi. Să ne ajute cu infrastructuri, să ne ajute cu, nu știu, să ne susțină mai mult și dacă s-ar putea și cred că se poate pe viitor să plata pe suprafață să fie un pic mai bună.
Domnul inginer, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați stat de vorbă cu mine, pentru faptul că ați împărtășit din experiența dumneavoastră telespectatorilor noștri. Vă doresc mult, mult succes și să duceți afacerea asta acolo unde vă doriți. Vă mulțumesc și mai reveniți pe la noi oricând aveți ocazie. Cu drag.